Bine ați revenit! Astăzi vorbim despre acoperirea ciarcănelor și mai exact despre cele mai noi consilere apărute pe piață, apărute la noi în România, și o să vă mai zic eu două care nu sunt neapărat noi, dar care sunt foarte bune. O să vă zic care este părerea mea despre cele trei care au apărut, de fapt care sunt cele mai noi și cum mă împac eu cu ele și cum recomand să le folosiți și mai vedeți voi în continuare. O să încep prin a spune că da, știm cu toții că este o mare problemă în general asta cu ciarcănele și că tendința noastră este să le acoperim și să avem un aspect cât mai odihnit. Astăzi vorbim despre corectoare, despre consilere care au putere de acoperire și reușesc să rezolve astfel de probleme. Și o să vorbim despre, o să le iau într-o ordine aleatorie, nu contează care, cum îmi place mie cel mai mult sau nu, dar o să vă zic la momentul potrivit care e preferatul meu. O să vorbesc despre Stay Naked Concealer de la Urban Decay. Ăsta este cel mai nou concealer de la Urban Decay, a apărut de foarte, foarte puțin timp, l-am testat și pe IGTV, dacă vreți să vedeți un first impressions, puteți să mergeți pe contul meu de Instagram. Treaba cu el este că e destul de fluid, are un aplicator ciudățel, așa i-am zis și atunci, e destul de ciudățel, are o formă așa interesantă, în schimb, intră foarte bine în zona de sub ochi, are și o scobitură în centru care păstrează produs acolo. Și pot să vă zic că din punctul meu de vedere, acoperirea este una medie, nu este una mare. Ce îmi place la el este că nu usucă, dar absolut deloc, zona din jurul ochilor. Dacă nu aveți ciarcăne proeminente, ciarcăne albăstrui, gri albăstrui, o să vă mulțumească acest corector, mai ales dacă îl folosiți în combinație cu noul fond de ten de la Urban Decay. Au o formulă ceva, se combină atât de fain împreună, nu știu, funcționează foarte bine concealerul ăsta împreună cu fondul acela de ten și împreună dau aspectul ăla super, super luminos. Pentru persoanele care au zona din jurul ochilor uleioasă ca mine, o să vă spun că se usucă, adică nu că usucă pielea, ci cumva se prinde de piele de așa natură încât nu îl îndepărtați de acolo. Indiferent că îl fixați sau nu cu pudră. Repet, indiferent că îl fixați sau nu cu pudră. Ca și acoperire nu e una mare, dar ca și grad de rezistență este super, super rezistent. Îl găsiți în Sephora, are un efect atât de proaspăt, creează de fapt un efect atât de proaspăt și nu vă dă senzația de greoi în jurul ochilor. Asta este cel mai important de precizat la acest concealer. Mergem mai departe și o să vă vorbesc despre Born This Way de la Too Faced. Eu l-am în nuanța Almond, dar de fapt nu vorbim neapărat de nuanțe aici, pentru că fiecare își alege nuanța pe care și-o dorește și care îi se potrivește. Este super mare, adică față de ăsta, da? Vreau să vedeți cât de mare este recipientul. Eu l-am cumpărat și pe ăsta din Sephora. Are acest aplicator imens, imens, da? Imens aplicatorul. Este la fel de mare, cred că la fel de mare ca aplicatorul de la Tarte. Ce pot să vă zic? Are acoperire la fel, medie spre mare. N-aș putea spun că este o acoperire mare. Cele care aveți zona din jurul ochilor uleioasă, grasă, în special persoanele cu ten gras, o să vă zic că se adună în ridurile de expresie. Mie cel puțin mi se întâmplă lucrul acesta și mă enervează la culme, pentru că îmi place că se simte light și îmi place că îmi acoperă ciarcănele, doar că, nu știu, se adună chiar dacă îl fixez. În schimb, l-am folosit și pe alte persoane. Nu se întâmplă același lucru dacă aveți tenul normal, spre exemplu, și zona din jurul ochilor nu este grasă ca a mea. Așa că ce propun eu este să îl testați în magazin. Cereți tester la el. În primul rând vedeți care este nuanța care vi se potrivește și mai apoi testați-l înainte să îl cumpărați. Nu este un concealer prost, este un concealer bun, depinde foarte mult de persoana care îl folosește. Odată că nu trebuie aplicat în cantitate mare, pentru că el are tendința să se adune în ridurile de expresie, mai apoi, acest aplicator care este destul de mare, trebuie să aveți grijă cu el să nu puneți cantitate prea mare, că o să fie un dezastru. Acoperirea este super, super faină.
dă un efect luminos, luminează într-adevăr zona din jurul ochilor. Mai apoi, dacă îl fixați, pentru că el e destul de dens, trebuie să nu puneți o cantitate mare de pudră, iarăși. Fixat într-o manieră super, super lejeră, bineînțeles și el aplicat într-o manieră super, super lejeră. Încercați, testați, vedeți dacă vi se potrivește și mai apoi cumpărați. Un concealer cu acoperire mare, în schimb, vorbim de data aceasta despre noul concealer de la Benefit, Boeing Cakeless Concealer. Ăsta are acoperire mare. Are acoperire mare, l-am testat la fel. Aplicatorul este unul destul de măricel. Sunt, nici nu știu câte nuanțe sunt, o să vă las link în descriere în orice caz pentru toate aceste produse. Sunt destule nuanțe, aveți de unde să alegeți și cu subton mai rece și cu subton mai cald. Treaba cu el este în felul următor. Eu la toate o să zic că trebuie să aplicați în cantitate mică, într-adevăr trebuie să aplicați în cantitate mică. Are acoperire mare, este mai dens decât cele pe care le-am prezentat anterior, de aceea trebuie întins foarte bine și în special cu burețelul, nu cu pensula. Cred că cea mai bună acoperire o obțineți cu burețelul și de asemenea difuzați foarte bine produsul. Ce aș mai menționa este că vă spuneam că e dens și de aceea ar fi bine să-l lăsați un pic după ce l-ați aplicat în puncte, într-o dungă, cum vreți voi, să lăsați să se zvânte puțin, așa vreo câteva secunde, 10, 20, 30, câte aveți voi răbdare, pentru că astfel o să reușiți cu o cantitate mică să acoperiți o zonă mai mare și de asemenea să nu se adune în ridurile de expresie. Funcționează foarte bine și pentru persoanele care au zona din jurul ochilor grasă. E un concealer foarte bun, e foarte, foarte bun, dar repet și o să zic la toate, nu aplicate în cantitate mare, pentru că nu veți face decât să atrageți atenția asupra zonei respective și mai apoi, dacă puneți cantitate mare, tendința este să veniți cu pudră multă ca să acoperiți, nu? Să se usuce cantitatea mai mare de produs cremos și o să fie acolo după 2-3 ore, o să se vadă așa super ridată zona și super încărcată, deci nu. Astea sunt cele trei produse, cele trei concealere apărute de curând pe piață. Îmi plac toate, utilizate în maniere diferite, pe persoane diferite. N-aș putea să vă spun că am un preferat dintre astea trei, pentru că în funcție de problemele cu care mă întâlnesc în machiajele pe care le realizez, le alternez. În schimb, folosesc de foarte mult timp un concealer de la MAC. Și el se numește Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer. Ăsta este un concealer care are acoperire destul de bună și aplicatorul lui este un aplicator clasic, micuț, da? Ca acesta. În general, ce îmi place mie la concealere, da? La concealerele de la MAC, este că găsesc multe nuanțe cu subton cald care mă ajută să întineresc și să-mi prospătez zona de sub ochi. Nu știu, întotdeauna mi-a plăcut treaba asta. Au ceva concealerele de la MAC care pe mine mă atrage. Nu știu ce, nu știu, culorile, nuanțele, nu știu. Dar sunt foarte bune și rezistă foarte mult și de aceea vreau să vă recomand, v-am zis că vă arăt, eu am două nuanțe aici, de asta le ridic pe amândouă. Am zis că vă arăt și două all-time favorites, să zic așa, care funcționează foarte bine în kitul Pro și pe care vă puteți baza indiferent de tipul de ten pe care le aplicați. Astea sunt niște concealere care funcționează bine pe toate tipurile de ten. Mai apoi, o să vă arăt ceva heavy, o să zic. Heavy din mai multe puncte de vedere. Odată că prețul lui este heavy, e destul de măricel, iar mai apoi, produsul în sine este destul de greoi dacă nu aveți mâna formată. O să vi se pară greoi, în schimb are cea mai mare acoperire dintre tot ceea ce v-am prezentat eu astăzi. Vorbim despre concealerul de la roata de concealere de la Criolan. Stai să văd cum se numește. Concealer Circle, circ, da? Concealer Circle. Eu am aici numărul 3 pentru că sunt mai multe combinații de culori. Vă arăt așa unul mai nouț pentru că cele din trusă sunt cu vai mămăliga lor băgate cu spatula acolo. E frumos. Și de aceea am zis că să arate așa drăguțel toată treaba asta. Deși și din ăsta am luat puțin produs. Bun. Care e treaba cu el? Nici ăsta nu este un concealer nou, un corector. Ăsta deja este mega, mega corector. Poate fi folosit la persoanele care se confruntă cu acne severă și acoperă foarte bine. Aveți mai multe nuanțe cu care vă puteți juca.
Când vorbim de zona de sub ochi, trebuie să vă zic următorul lucru. Luat cu spatula, dar foarte, foarte puțin întins bine pe dosul palmei și eventual combinat cu crema de ochi, o să obțineți acoperirea pe care vă doriți. Asta vă garantez. De asemenea, aveți și nuanțe aici mai de piersică, astea două, așa, nu știu cât de bine se vede pe cameră, care acoperă cearcănele un pic mai gri, un pic mai movulii, așa, și vă ajută ca și acoperire. Dacă sunt probleme cu tenul, dacă sunt discolorații, iarăși venit peste fondul de ten local, doar local, funcționează foarte bine la acoperire. Ăsta este un produs pe care eu l-am de ceva vreme în trusa mea. În general îl folosesc, v-am zis, acolo unde sunt probleme majore. Dar evit să îl aplic foarte, foarte mult în zona de sub ochi dacă persoana pe care îl aplic are zona foarte grasă sau dacă se văd foarte clar liniile de expresie, pentru că nu o să arate absolut deloc bine după câteva ore de la aplicare. De aceea, ăsta este așa cu semnul exclamării. Este un produs bun pentru acoperire, da? Pentru estompare evidentă, dar mare atenție cu el atunci când îl aplicați, în special în zona de sub ochi. Astea sunt produsele de acoperire a cearcănelor. În general, asta nu înseamnă că, stai puțin, că eu am zis de criolan că se poate folosi și pe ten. Și astea pot fi folosite pe ten, acolo unde sunt probleme mai micuțe, așa. Bine, ăsta care are acoperire mare de la Benefit poate fi aplicat, dacă e în aceeași nuanță cu fondul de ten, sublinea cu trei linii, poate fi aplicat pe față, imediat acoperă. Și bineînțeles, toate celelalte, da? Important este să știți că acolo unde sunt probleme mari, să veniți punctual, pentru că altfel o să încărcați zona cu produs și nu veți face decât să atrageți atenția. Eu nu sunt obosită, filmez mai multe clipuri astăzi și sper din tot sufletul, că mi s-a desfăcut și părul, da? Sper din tot sufletul să nu fi bătut câmpii așa bla 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 bla, pentru că simt că am vorbit foarte repede, dar îmi doresc să vă fi transmis informația pe care am dorit să vă transmit de la început. Ca și concluzie, trebuie să știți că în funcție de cearcănele pe care le aveți, ce culoare au și cât sunt de adânci, vă alegeți concealerul cu putere mai mare de acoperire, medie sau mică. Mai apoi, în funcție de cât de ridată este zona din jurul ochilor, vă alegeți un produs mai fluid sau mai puțin fluid, mai cremos, da? Dacă aveți zona foarte, foarte ridată, mergeți pe ceva mai fluid. Din cele pe care vi le-am prezentat, eu cu siguranță vă găsiți preferatul, pentru că aveți texturi diferite și, bineînțeles, toate brandurile de aici oferă varietate mare de culori. Așa că go for it! Testați înainte, vedeți ce vi se potrivește și mai apoi cumpărați. Ne vedem cu mare drag în clipul următor. Vă pup! Bye! Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Nu vreau să fac frumos când știu că nu n-are rost. Sunt încăpățânată și îmi place așa cum sunt.